bine v-am găsit. Iată, fac un scurt tratament cu varachet la o familie. Am închis urdinișul, precum se vede, iată. Este aici urdinișul. Și voi pune 5 picături de varachet. Varachetul îi face testul și aici în spate avem această tavă unde voi introduce fitilul. Stupii sunt cu fundativa roa. Vreau să fac acest test pentru a vedea cât de eficient a fost acidul oxalic făcut din aprilie. În funcție de cum arată familiile, eu zic că infestare cu varoa eu nu am, dar vom vedea dimineață. Acum atâta voi face, voi pune 5 picături și voi da foc. După aceea la una, două, 3, 4, 5. Cam atâta. Eu nu folosesc varachet. L-am luat doar ca să fac acest test, să văd câți păduchi am în stup. O să las un pic să se zvinte și vom vedea dimineața care a fost rezultatul acestui test. Eu sunt 100% sigur că nu am infestare cu varoa și vă voi arăta acest lucru prin acest mic filmuleț. În continuare o fac dimineață, nu voi încărca acum acest film, ci mâine. Numai bine. Bună dimineața, după ce am făcut aseară varachetul. Acum e timpul să vedem dacă a căzut vreun păduc. Era o familie puternică, da? Ia, s-a ars foarte bine. Hai să mergem undeva la soare. Avem, au căzut, iată, au căzut undeva la, cât să zic eu, vreo 15 bucăți, cam așa ceva. Asta înseamnă că nu avem infestare. Mă bucur pentru acest lucru. Tratamentul cu acid oxalic a dat rezultate. Voi mai trata încă odată în perioada în care nu mai are puiet. Voi da tot un varachet, dar voi continua cu oxalic. Aceste 15-20 de bucăți de varoa la un singur tratament cu varachet. E foarte bine. Sunt mulțumit pentru acest, să zic așa, tratament cu oxalic. E foarte bine. Acesta nu este, ce să zic, aici sunt 10 intervale cu albină, plin. Ați văzut într-un film anterior cât de îndesată am ținut eu albinele. Sunt 10 intervale de albină, undeva la 80.000 de albină, aproximativ 20 varoa. Acesta chiar nu este o problemă. Sunt foarte mulțumit. Deci, cine consideră că nu este bun oxalicul sau tratamentul care îl efectuez, este treaba dânsului.
Bine, până data viitoare, numai bine. Eu voi continua cu oxalic. Sâmbătă voi face încă un tratament. Mergem înainte.